Candidatul independent la funcția de deputat Oleg Cernei acuză primăria Capitalei că ar fi împărțit ilegal apartamente judecătorilor, procurorilor și polițiștilor. Cernei, care este și consilier PLE, susține că are dovezi, precum că în ultimii 3 ani, pentru executarea unor decizii judecătorești cu privire la asigurarea cu spațiu locativ, din bugetul municipal s-au alocat peste 25 de milioane de lei. Pe anul 2012, suma de 9.583.000 de lei la 13 colaboratori de poliție, procurori, judecători. În 2013 s-au alocat la 10 persoane suma de 8.341.000 de lei. Și în 2014, numai pe 10 luni, la 8 persoane s-a alocat aproximativ suma de 7 milioane de lei. În lista aceea, o să vedeți, sunt persoane cu funcții înalte de răspundere. Și în procuratură, și în poliție, și în judecătorie. Care au mașină Lexus, BMW, vilă, apartament. Funcționari de la primărie municipiului Chișinău sunt implicați în aceste scheme de repartizare a spațiului locativ, fie în apartamente, fie în sume de milioane de lei. Potrivit lui Cernei, decizia privind alocarea de surse pentru procurarea apartamentelor pentru polițiști și procurori urma să fie luată de către Consiliul Municipal și nu de către primar. Printre cele peste 30 de persoane care au primit bani de la primărie, se numără și 3 refugiați. Consilierul liberal însă a refuzat să dea nume. Solicitat de ProTV, Dorin Chirtoacă a refuzat să comenteze afirmațiile lui Cernei. Anterior însă acesta a spus că a procedat conform legii.